Bună! Haideți să discutăm în continuare despre rezolvarea inecuațiilor de forma următoare a x plus b supra x plus d, adică fracții în care avem și sus și jos forme de gradul 1, mai mari, mai mici ca 0 sau desigur ceva care poate să ajungă în forma aceasta. Cu alte cuvinte, nu e neapărat în dreapta obligatoriu să -l avem din enunț pe 0. Haideți să vedem concret cum vom face. În primul rând, o să punem în condiția de existență a numitorului, adică cu alte cuvinte, nu avem voie să împărțim la 0. Deci primul lucru pe care o să-l facem, o să punem în condiția de existență a numitorului, numitor, Diferit de 0, dacă am mai multe numitoare, repet, aceasta este forma finală la care putem ajunge, putem să avem mai multe fracții și aducem în același numitor și așa mai departe. Punem condiția de existență a numitorului, toate numitoarele să fie diferite de 0, deci X o să fie diferit de o valoare anume, adică cu alte cuvinte X o să aparțină lui R mai puțin acea valoare pe care o regăsesc aici. Am mai multe numitoare, mai mulți uh, X și mai multe valori pe care le scot din R. Bun, haideți să luăm pe concret și să vedem ce reguli avem voie să aplicăm și ce nu avem voie să facem. Haideți să vedem concret câteva exemple. Am luat concret. Bun, să începem cu A. În primul rând, primul pas pe care îl fac este să pun condiția de existență a numitorului. Și anume, numitorul. Desigur, cele pe care le văd care conțin X, ca aici, de exemplu, am 2, nu o să pun condiția că 2 e diferit de 0, că îl văd că e diferit de 0. Condițiile de existență se pun asupra numitoarelor care conțin X. Și deci avem X minus 3 diferit de 0, rezultă X diferit de 3, rezultă X aparține lui R mai puțin 3. Cu alte cuvinte, soluțiile de la sfârșit, x-ul pe care îl voi găsi să verifice această inecuație, trebuie neapărat să îndeplinească și această condiție. Da? Bun. Mai departe, al doilea pas pe care îl fac este să văd dacă în dreapta inegalității, adică aici, îl am pe 0. Deci eu mereu caut această formă, nu contează mai mic, mai mare semnul, ci în dreapta să-l am pe 0. Eu astfel de fapt caut un semn din tabelul de semne, ce înseamnă mai mic ca 0, semnul minus, ce înseamnă mai mare ca 0, semnul plus. Mai mic sau egal cu 0 pot să-l iau inclusiv pe 0, mai mare sau egal cu 0 plus inclusiv 0. Deci variantele cu numere